Bună ziua, doamna Elena! Am un mesaj pentru dumneavoastră, cu drag, și vă faceți timp să mă ascultați. Muncești din greu, mămică dragă, iar gândul tot acasă e. Și ai vrea să vii, parcă, dar știi că mai ai să muncești. Ți-ai cumpărat bilet din iarnă și așteptai acasă ca să vii. Nenorocitul lista de virus te ține acolo fără ca să vrei. Deja sunt 4 ani, n-ai sărbătorit acasă și ai vrea să vii în zbor, străinul nu te lasă. Nu-ți putem dărui o floare. Nu-ți putem dărui o floare, scuzați-o un pic aici, așa. Nu te putem îmbrățișa, mamă, sufletul mă doare, iarăși singură de ziua ta. 4 ani de când printre străini veneai acasă odată în an. Și atunci numai pe o lună vin acasă, vii acasă să mai stăm. Ai fost una la părinți și mereu spuneai în sine, mult aș vrea surori și frați, domnul cu 2 fete te-a înzestrat pe tine. Și cu nepoții, mămică, uite ce bogată ești! Ești atât de fericită ca și floarea înflorești. Doar că-i vezi doar de la distanță și atât de mult ai vrea să-i strângi pe nepoții în brațe. Ei sunt toată mila ta. Tot distanța asta cruntă n-a permis ca să o petreci în ultimul drum pe bunica. Mult ai suferit atunci. Cu durere mare în suflet, de una singură ai plâns. N-ai avut cine să te cuprindă, să te liniștească un pic. Mamă, azi de ziua ta. Îți spunem la mulți ani. Ai grijă de mata cât mai departe stai, de oamenii cei răi, de piedici și obstacole, de griji și de nevoi, de suferință și de lacrimă. Cea mai răbdătoare mamă, muncitoare și cu minte. Și cu toți atât de darnică, noi așa te ținem minte. Doamna Elena, nu plângeți, scumpa mea, vă îmbrățișez cu drag. Felicitarea vine din partea fiicilor. Aveți 2 fete, fiicele Olesia și Mihaela, nepoții Sânduț, Dănuț, soțul Marcel și ginerile Sas. Cu drag această felicitare! Mulțumesc mult, le doresc vor mult sănătate, ei este toată nedejdea mea, eu pentru dânsi rep și aș treac și asta și să vii ziua când așim împreună, când sunt multe, multe zile, multe sărbători, să merit puțin de răbdat. Pentru așa, noi. Corect, este adevărat. Doamna Elena, și vreau să vă cânt un pic o melodie despre mamă, pentru mamă, cea mai bună mamă de pe pământ. Doamna Elena este. Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptește cu mult dor, mama. Florile de ziua ta, măicuță-ți dăruiesc. Zilele mereu senine îți doresc. Cântece, cât voi trăi, eu ție am să-ți cânt. Mama mea, tu ești icoana vieții mele pe pământ. Doamna Elena, încă o dată la mulți ani. Fetele v-au transmis salutări. Să nu suferiți. Singurătatea asta, străinătatea ei, haină grea. Le pare rău că nu v-au putut îmbrățișa când vă era greu. Momentele de pierdere și ați fost singură, ați suferit una de una singură. Dar v-a trecut. Tot în viață e trecător. Așa e viața asta. Ei sunt nedejdea mea, bucuria mea și puterea mea. Și pe ei sănătos, principalul. Asta le doresc. Băieții să crească mari, fetele să aibă noroc și ginerile mulțumesc. Ei, după sufletul meu și soțului mulțumesc de răbdarea și de așteptarea și rog și pe și mamă pentru fete, cât eu nu sunt. Bravo! Florile de ziua ta, măicuță-ți dăruiesc. Zilele mereu senine îți doresc. Cântece, cât voi trăi, eu ție am să-ți cânt. Mama mea, tu ești icoana vieții mele pe pământ. La mulți ani încă o dată, doamna Elena, și aveți grijă de dumneavoastră. Mulțumesc mult și dumneavoastră
pentru pentru trudă bună și dumneavoastră și succes în continuare. Cu drag, la mulți ani și sunteți, se vede că sunteți o femeie foarte, foarte bună și așa, într-adevăr, așa v-au descris și fetele. Am vorbit cu fiica dumneavoastră, Olesia, și am povestit tot, adică despre trecutul vostru, sunteți o mamă foarte puternică, să aveți grijă de dumneavoastră. Ca toate mame. Ca toate mame, corect. O zi frumoasă vă doresc și numai bine. Mulțumim mult și dumneavoastră la fel, o zi frumoasă și succes în continuare. Da, mami, o zi frumoasă.